este despre a înțelege ce poți face și ce nu poți face. Ce nu poți controla este ca și borcanul cu sare care cade și se împrăștie și lovește pe cineva și așa mai departe. Atunci este despre ce pot controla și ce nu pot controla. Avem o frică? Nu. Eu personal nu. Nu mi-e frică. Nu mi-e frică de nimic. Cred că ce vine peste noi este ori permis de Dumnezeu, dacă este să fie nearmonios, din care trebuie să învățăm. Putem controla? Nu putem controla. Noi, la nivel de ce înseamnă viața noastră personală, adică de realitatea noastră din jurul nostru și din România, nu putem controla. Putem însă să ne exprimăm ca țară că nu vrem război, că vrem pace. Acest cuvânt este, din păcate, tot mai puțin auzit. De ce nimeni nu vorbește despre pace? Pacea asta poate fi conturată în mai multe forme. În final și la urmă va fi pace, dar care vor fi consecințele până atunci și ce se va întâmpla până atunci? Și atunci de ce nu mai devreme, decât mai târziu, să vorbim despre pace? Acum, ne este frică? Nu, nu mi este frică. Ce putem noi face? Putem, încă o dată, și am mai spus-o la emisiune aici, orice vine peste noi, nu ne vor ajuta nici rușii, nici americanii, nici nemții, poate. Ne vom ajuta unii pe alții. Va fi despre vecinii noștri, despre familia noastră, despre prietenii noștri. Putem noi, suntem noi destul de împăcați cu ei? Avem noi relațiile puternice de care avem nevoie ca să supraviețim unii cu alții? Pentru că pe noi doar ne putem baza. Acolo trebuie să începem, acolo trebuie să ne gândim ce putem noi face, asta putem noi face. Să ne întărim relațiile pe care le avem cu ceilalți. Pentru că într-o lume atât de nesigură, oricâți bani poți avea, dacă nu ai înțelegerea unul cu altul, nu vei găsi o soluție. Da, apropo de faptul că trebuie să reușim cumva prin noi înșine, da, nu vreau să reiau slogane politice, dar și că trebuie să ne întărim relațiile, credeți că România astăzi reprezentați, faceți parte din așa numitul establishment politic al acestei țări, sunteți în forul legislativ, cred, prin urmare, sunteți cei care, între cei care au destinele țării în mână, deci nu vorbiți ca mine într-un studio de televiziune, dumneavoastră puteți legifera. La această oră, prin sistemul de relații, România este protejată sau este bun sistemul de relații în care ne aflăm? Dacă ne uităm la fapte și ce se întâmplă exact, sunt oportunități? Deci dacă întrebăm, sunt oportunități? Dar absolut. Într-o lume în care sunt conflicte, este o reașezare a relațiilor între țări, absolut sunt și oportunități. Da? Sunt folosite aceste oportunități? Din păcate, nu. Nu cred că sunt folosite, pentru că vedem calitatea oamenilor, numai ce domnul ministru al educației și-a dat demisia din cauza acuzațiilor de plagiat pe care erau asupra lucrării sale. Deci avem oamenii de calitate care noi să-i punem la masă și să negocieze pentru noi? Din păcate, nu. Și atunci trebuie să vedem noi, la nivel de cetățean, unde ne luăm responsabilitatea? Da, sunt oamenii care sunt în funcții, dar câți oameni au mers la vot? Sunt oamenii care sunt în funcții, dar noi, la nivel local, am căutat lideri de-ai noștri, oameni dintre noi pe care să-i zicem, măi, tu ai făcut ceva în spațiu civic, noi te vom susține, noi facem un grup și te vom susține să mergi la primărie, să mergi la parlamentare, să avem oameni dintre noi. Nu, noi am votat ce ni s-a pus în față. Și atunci este o reîntoarcere, o regândire a sistemului. Stăm acum toți și ne uităm la personaje precum Joană, Ciucă, Coveși, care ni se pun în față și ni se spune unul dintre aceștia va fi președintele țării. Stai un pic. Și noi toți ne uităm la el și zicem ăla da, ăla nu, ăla ba. Deci
deja ne-au limitat. Deja ne-au spus, asta este în ofertă. Altceva nu mai este în ofertă. Și ce am putea face? Am putea vorbi unii cu alții. Mai vorbim unii cu alții? Nu mai vorbim cu vecinul. Nu mai cooperează la nivel de academic, la nivel de grupuri de afaceri din România. Unde suntem? Păi poate ei oferă asta, grupurile de afaceri, nivelul academic. Dacă vorbim în piață, că am vrea să îl scoatem pe Nea Ion președinte, nu știu dacă are vreo șansă. De ce, de ce nu credeți că are vreo șansă? Pentru că sistemul politic, așa imperfect cum este, are niște reguli pe care aici revin eu. Nu pot fi schimbate atât de ușor. Adică există un, cum să vă spun, un coș din care la un moment dat poți lua un număr limitat de mere pe care să le oferi, pe post de candidați. Sigur că trăim într-o democrație reprezentativă. Dumneavoastră ați candidat la Parlament fără să aveți o activitate politică foarte bogată în spate. Uh-huh. Nu vreau să trivializez deloc, dar să spunem că ați fost un puțin ieșită din pălărie și pe baza farmecului propriu și pe baza susținerii unui partid care se părea sau se pare încă, mă rog, nu comentez eu aici, întrunește adeziunile electoratului. Ați devenit deputată, da? Dar nu ați fost aleasă primărița acestui oraș. Iată că, pe de o parte, sistemul politic v-a dat dumneavoastră posibilitatea să candidați. Adică n-a venit nimeni, nu le cine Ana Maria Gavrilă și de ce nu este din, știu eu, aleasă de oamenii de afaceri, de servicii sau mai știu eu cine, da? Cel puțin premisa asta este. Corect. Deci ați avut exact o șansă. Exact ce spuneam și eu. Deci se poate ca cineva necunoscut să fie promovat de un grup puternic de oameni. Un grup puternic de oameni. Un grup puternic de oameni, absolut. Dacă veneați singură și spuneați vreau să fiu deputată, nu știu dacă reușați. Eu nici n-am spus asta. Eu am spus că oamenii între ei trebuie să se identifice. Un grup puternic identifice. De oameni, o structură de partid. Ați venit pe o structură de partid care a crescut adevărat foarte repede. AUR a crescut foarte repede, dar este o structură de partid care a răspuns necesităților unor grupuri de oameni foarte diverse și care a putut propulsa un parlamentar cum sunteți dumneavoastră, exact. Dacă ați dorit să candidați. Da, și exact. Și acest grup de partid a avut doar succes pentru că au pus în față niște oameni care au fost credibili. Dar l-ați părăsit. L-am părăsit pentru că nu a fost un plan după acest eveniment. Înseamnă că eu oamenii părăsit... se pot și corect. Înșela. Nu se pot înșela. Eu nu am înșelat niciodată în misiunea. Nu dumneavoastră ați înșelat pe cineva. Se pot înșela în opțiunile lor. Adică ați considerat că opțiunile sau stilul partidului nu se mai pliază pe stilul personal, nu? Nu, cred că dumneavoastră a interpretat și mă provocați toată viața la asta. Este o interpretare. Da, mă provocați la asta și cred că este destul de corect. Am să vă explic un lucru. Dacă dumneavoastră alegeți o destinație și mașina dumneavoastră se strică, înseamnă că destinația este greșită? Nu. Nu. Cam așa a fost și cu AUR, da? Mașina s-a stricat. Destinația, misiunea pentru România, dedicația mea, contribuția mea nu s-a stricat. Este încă acolo și am urmat-o în continuare. Nu m-am dus la un... Nu m-am urcat într-o altă mașină, da? Eu merg pe jos acum, poate merg pe jos. Dar este important că las urme. Unul dintre atribuțiile parlamentarului este și a fi vocea oamenilor. Da, cred că a însemnat vocea mea și a altor parlamentari, mai ales neafiliați, de a spune nu vrem război. Este și asta o influență. Revenind la lider și la grupul care alege oameni, eu am pornit de la premisa că oamenii trebuie să se adune și să își aleagă ei un lider. Nu un om care iese și spune vreau să fiu lider, care trebuie mai apoi să își formeze un grup, ceea ce se întâmplă de obicei când formezi un partid. Eu nu vreau să fac proces de intenție și să vă provoc să vă învinovățesc cu ceva, că vai de mine, de ce ați plecat din AUR. Împărtășim aceeași scară de valori, cred, până la un punct, în sensul în care eu cred că dacă vehiculul, eu apreciez
pe baza unor criterii pe care le am, a experienței, mă rog, că vehiculul nu mai corespunde, eu nu pot să acuz pe cineva că, domnule, trebuie să mor cu partidul de gât sau acolo dacă tu consideri că nu ți se mai potrivește. Deci, discuția e frumos că ați dorit să explicați. Dar să revenim puțin la Sorin Câmpianu și cu asta facem o trecere. Nu am calificarea necesară să apreciez reformele educației. Poate sunt bune, poate mai puțin bune, chiar nu știu, am învățat și eu ce s-a mai spus în acest studio. Legat de lucrarea domnului Sorin Câmpianu, probabil că există și adevăr acolo, însă nu doresc să-i acord circumstanțe atenuante, dar este între puținii care a zis, domne, eu plec. Nu a fi fost ușor, nu vreau să-l scuz, că vai de mine șterg tot ce a avut înainte, dar faptul că a demisionat, a ales să demisioneze, înseamnă că poate s-a anticipat, domnule, va veni un val mai mare decât ăsta, m-am săturat să fac față acestui gen de presiune politică, să mi se scoată scheleții din dulap, cum se spune, deci cel puțin o calitate are. Sau, mă rog, eu fi spus cineva, premierul Ciucă, el a decis, dar în orice caz a avut curajul să zică eu, Sorin Câmpianu, demisionez. Da. Foarte bine că abordăm tema asta. Este ceva în cultura românilor, câteodată este bine, câteodată nu ne este de folos. Trăind 15 ani dincolo, întrebarea care se pune nu este are omul ăsta măcar o calitate? Măcar o calitate? Întrebarea dincolo se pune, funcționează sau nu funcționează? Și nu confundăm omul cu funcția. Noi ne referim nu la Sorin Câmpianu, ne referim la ministrul educației. Adică să fii un ministru al educației și chiar tu să fii un plagiator este deja prea mult, ok? Deci, atunci ne referim la funcție. Și nu ne servește ideea că a furat, dar a și făcut. Nu ne servește. Noi trebuie să resetăm acest sistem și această gândire. Nu avem nimic cu domnul Sorin Câmpianu. Nu avem nimic cu domnul personal Virgil Popescu. Avem cu funcționează sau nu funcționează. Nu funcționează pentru români Virgil Popescu la Ministerul Energiei. De ce? Funcționează. Pentru că a liberalizat piața energiei care nu era de liberalizat, pentru că am ajuns la prețurile pe care le avem la energie. Noi români cu resursele acasă, cu oamenii care lucrează în acest sector, a căror salarii nu au fost de 5-6 ori mărite precum prețul energiei și așa mai departe. Ce cu liberalizarea asta a pieței? E ca și când avem un târg într-un sat, da? Și cineva crește, nu știu, crește niște oi și merge cu, în loc să le vândă la vecinul pe un preț rezonabil, în care bineînțeles să facă și el un profit, zice, nu mă duc la târg. Și la târg nu sunt numai români. Sunt și nemți, sunt și francezi, sunt și alte nații și la târg mai avem încă o chestie, mai avem și intermediari care ei fac prețul. Deci cam asta înseamnă liberalizarea energiei și atunci ne întrebăm de ce avea nevoie Nea Ion să meargă la târg și să nu servească satul și satul moare sau satul suferă acum și atunci, cum să zic eu, numai nouă ne facem rău, da? Cam așa este, sunteți de acord cu mine? O comparație ca lumea să înțeleagă ce înseamnă liberalizarea asta a pieței. Da, sunt de acord și da, trebuie să pun o întrebare, da? Și o să mă transform în avocatul diavolului acum și o să zic așa. Domnul Virgil Popescu, poate ca om, este un tip de treabă, da? Și revenim la funcție. Și deși eu nu sunt adeptul conspirațiilor, o să întreb totuși. Domnule, poate că el n-a vrut. Știm că el, săracul, e bun român și nu știu, dar a venit cineva din afară și i-a impus, domnule, liberalizează piața, deci a făcut-o din proprie voință sau a făcut-o în niște conjuncturi? Avea alternativă? Absolut. Alternativa este ceasul tău. Tu când ești un ministru, când domnul Virgil Popescu este un deputat, depui un jurământ, un jurământ de țară pentru România. Acolo este punctul zero al tău, echilibrul tău. Funcționează sau nu funcționează pentru România, da? Și de acolo trebuie să pleci.
Nu, asta nu funcționa pentru România și toată lumea știa pentru cine funcționează. Dacă tu ție ți se spune și tu simți că nu funcționează pentru România, atunci îți dai demisia, 1. 2. Vii în fața românilor și spui adevărul de ce ți-ai dat demisia. Câți oameni fac asta? Dacă noi am avea un sistem cu adevărat care să funcționeze pentru România, asta s-ar întâmpla. Se mai întâmplă un fenomen, asta văd în nenumărate partide politice mari, care vin și spun, da, Ana Maria, ai dreptate, asta nu e bine, dar ce să fac, eu trebuie să votez cu partidul și partidul ne-a spus să votăm așa. Da? Sau, da, Ana Maria, eu fac parte din PSD, PSD a făcut asta, eu nu am fost de acord, dar ce să fac? Ce să faci? Îți dai demisia din partid. Înseamnă că tu susții ceva, tu susții o mașină sau împingi o mașină care nu ești de acord în ce direcție merge. Despre ce vorbim? Nu există, nu am ce să fac. Deci noi trebuie să sancționăm politicienii pentru asemenea, nu am ce să fac, eu nu am fost de acord cu direcția în care mergea AUR, mi-am dat demisia, nu pot să împing o mașină care merge în nu știu ce direcție, nu știu ce, și să ajungem nu știu unde și atunci să zic că da, și eu am făcut parte din asta. Adică trebuie să vedem care este costul. Dacă costul este, dacă interesul este unul personal, împing mașina ca să fiu și eu în echipă, ca să am și eu încă un mandat de deputat, ridic și eu mâna și validez în diferite comisii miniștri în care știu că nu o să facă bine pentru România. De ce? Este doar interes personal ca să fiu acceptat în partidul respectiv, ca să fiu validat la următoarele alegeri și să mai prind încă un post de deputat sau de senator. Vă temeți să criticați un personaj politic de pe scena românească la ora asta? Poftim? Vă temeți să criticați un personaj politic? Să ziceți ceva și să vă gândiți că vor fi repercusiuni într-un sens negativ. Eu nu mă tem de nimic. Eu nu mă tem de nimic. Dacă mă temeam de ceva sau aveam un interes personal, nu eram aici. Punct. Nu mă tem de nimic. Eu nu critic nici pe cineva personal, critic ce se întâmplă pentru România. Este foarte obiectiv. Este foarte obiectiv. Nu poți tu să vii și să ne spui că ministrul al energiei, că ai venit cu un mesaj de la Bruxelles că România trebuie să economisească. Ce vorbești? Ai uitat pe graficul consumului de energie al țării noastre din 89 încoace? Vă spun eu că merge în jos. România a scăzut, fabricile noastre, totul s-a închis, consumul de energie a mers în jos. Vă rog să vă uitați la graficul Germaniei, să vedem în ce parte tot în jos a mers. Deci sunt fapte, sunt numere, nu este o părere de-a mea sau un fanatism al meu. Dar noi trebuie să ne trezim din niște ideologii, din niște idei, din niște trăim o viață mai bună. Ce înseamnă o viață mai bună? Ce înseamnă cu adevărat o viață mai bună? Oamenii noștri nu sunt acasă. Aproape fiecare familie din România are un membru plecat. Și trec ani, trec anul ăsta, anul viitor, nu te mai cunoști om cu om, mamă cu tată, copil cu... Nu te mai cunoști, nu mai ai același nucleu, nu mai ești ce ar fi trebuit să fii. Despre asta vorbim în final, nu sunt niște... Este ce trăim în fiecare zi. Una este succesul, am bani, și alta este împlinirea. Relațiile cu ceilalți, ce mă împlinește, ce mă face cu adevărat să am acea pace, acea împăcare cu noi, cu fiecare. Da, sună bine toate astea la un nivel extrem de general, dar ele pot fi aduse, să zicem, la nivelul local al fiecăruia dintre noi. Practic ne pleacă, că pleacă românii este una, dar fiecare familie aproape are pe cineva plecat. Foarte multe familii au pe cineva plecat. Direcția a fost
mereu spre vest. Au plecat chiar și oameni cu bani care spuneau că nu mai suportă modul în care sunt tratați aici, în care merg lucrurile în România, și că doresc cel puțin că atâta cât trăiesc să fie respectați, să fie curat în jur, să fie o societate funcțională. Bun, și atunci ce-i de făcut? Noi vorbim de... ne cresc facturile, da? Cresc în toată Europa. Nu știu dacă asta este o consolare pentru noi, pentru că se spun, ok, neamțul are salariul de 10 ori mai mare decât român. Acum nu mai au chiar de 10 ori, că sunt și la noi, IT-știi câștigă foarte bine. Am și eu rude care câștigă salarii absolut rezonabile în România. Orașele mici și mijlocii însă, lumea rurală este foarte, foarte... expus. Acolo nu putem vorbi de salarii de 2.500-3.000 de euro, cum putem vorbi la Cluj, la București sau la Timișoara. Ce putem face? Ce puteți face? Noi v-am votat. Eu m-am dus la vot, am ales răul cel mai... ce-am crezut eu că ar fi răul cel mai mic. Unii n-au venit pentru că, de ce? Faptul că nu merg la vot înseamnă că nu îi puteți convinge. În primul și în primul rând, sunt parlamentari care trebuie să convingă votanții și sunt parlamentari care eu nu o să încerc niciodată să conving pe cineva să mă voteze. O să spun așa, eu vreau să ies în față, vreau să-mi aduc contribuția pentru comunitatea mea, pentru societatea mea. Asta sunt ce sunt eu, asta am făcut înainte de a fi în politică, asta sunt ce pot eu cu ce pot eu să contribui. Dacă dumneavoastră credeți că asta ar ajuta comunitatea, vă rog să optați pentru mine, dar eu nu sunt aici să conving pe cineva, să forțez pe cineva să mă voteze sau să promit că voi face X și Y. Pot însă să spun ce este posibil, ce cred eu că este posibil. Ce putem noi face? În primul și în primul rând, mi-aduceți aminte de, se spune și când mergi la spovedanie, în primul și în primul rând, trebuie să ai căința, să-ți pară rău pentru ceea ce ai făcut. Înainte de acestea, nu poți să primești iertare. Cam așa ar trebui să ne facem și noi o analiză cum am ajuns aici și decât dacă noi luăm responsabilitate pentru unde suntem acum, chiar dacă această responsabilitate doare. Poate și eu personal am o responsabilitate pentru că am fost plecată 15 ani. Da, într-un fel a fost bine, am venit cu o anumită experiență care mai apoi pot să o implementez aici. Dar și eu și poate familia noastră nu am fost aici să votăm, să ne implicăm în comunitate și așa mai departe. De aceea, a critica ceea ce s-a făcut până acum nu mai are rost. Suntem unde suntem, ar trebui toți să ne întrebăm ce putem face de aici. Trebuie să conștientizăm cum am ajuns aici, prin neimplicare. Pe mine nu mă interesează, nu mă bag în politică. Păi ce este politica? Politica este o implicare. Noi nu putem să spunem că nu ne băgăm în politică când toată viața noastră este influențată de politică. Dacă copilul stă așa cum stau sus la fostul liceu Traian, cu 15 grade, chiar pe vremea aceasta în clasă, noi trebuie să ne întrebăm, ca părinți, am făcut destul? Ne-am implicat destul? Dacă copilul meu stă în iernile trecute, chiar și la 12 grade, copii mici de 3-4 anișori stăteau în clasă. Ca părinți, am făcut destul? Ne place sau nu ne place? Trebuie prima dată să dăm față cu adevărul, oricât este de dur. Deci, în primul rând, noi trebuie să luăm responsabilitate. Dacă noi ne-am implicat și am lua responsabilitate, nu am avea un primar care ține copiii în frig în școală. Și nu am avea un deputat care votează într-o comisie un ministru care nu este bun pentru România. Acolo trebuie să înțelegem responsabilitatea noastră. Și da, într-adevăr, oamenii vin, votează pe cineva și trimit în Parlament. Este o democrație reprezentativă, însă parlamentarul respectiv nu răspunde pentru votul lui. Și atunci noi trebuie să avem o presiune locală. Trebuie să mergem la parlamentarul respectiv și să spunem,
dumneavoastră cum ați votat acolo? De ce ați votat așa? Și să nu mai acceptăm, păi așa am primit de la partid să votăm. Și să nu mai acceptăm când cineva ne spune, dumneavoastră nu știți, sunteți tânăr, nu știți cum merge politica, nu este așa, este foarte simplu. Funcționează sau nu funcționează pentru România? Funcționează sau nu funcționează pentru județul Hunedoara? Și să le prindem toate și retlicele astea, cum este domnul Resmeriță, care spune, eu am adus un amendament. Domnul Resmeriță nu este aici, deci nu putem să vorbim de... Eu, în primul rând, eu sunt politician, am imunitate și pot să vorbesc despre asta. Puteți să vorbiți, dar trebuie să... Și mi-au libertate. El poate să aibă un drept la replică și să se apere. Vă spun eu, sunt documente. Domnul Resmeriță a adus un amendament la legea decarbonizării care închide minele din Valea Jiului și închide Paroșeniu și a spus nu le închidem în 2025, le închidem un pic mai târziu. Și atunci tu ce votezi? Votezi să le închizi totuși, chiar dacă este probabil mai târziu? Asta, deci, sau... nefiind aici, trebuie să spun că poate că domnul Resmeriță a avut acolo, a adus acolo niște argumente, poate că s-a bazat pe niște studii, pentru că la un moment dat... Dumneavoastră, sunteți aici pentru domnul Resmeriță? Nu sunt pentru domnul Resmeriță, sunt pentru... Apropo de legile care trebuie respectate, există o legislație în care dacă am avea posibilitatea să-l sunăm acum pe domnul Resmeriță, o să vă spun domnul că trebuie Gruian, să fie de față. Să vorbesc, da, mă lăsați să vorbesc. Dar mulțumesc. Trebuie să spun dacă domnul Resmeriță nu este aici, lăsați în Parlament. Deci, domnul Gruian, nu sunt aici în calitate de cetățean, sunt aici în calitate de deputat. Așa că eu am voie să mă exprim. Poate dumneavoastră nu aveți voie să vă exprimați. Corect, dar trebuie să fiți atent pentru că nu puteți da declarații politice. Eu sunt aici și pot face declarații politice. O declarație foarte tehnică ce a spus. Nu este o declarație politică să spuneți că domnul Resmeriță face sau nu face parte dintr-un partid potrivit. Ce a spus? Este un amendament care prevede așa, este foarte concret și domnia sa nu poate. Nu avem posibilitatea tehnic să-l avem aici pentru a-și exprima punctul de vedere. Îi adresez invitația, dacă vede emisiunea, când va veni, să spună, să vă spună dacă într-adevăr acel amendament, dumneavoastră a spus acest lucru, domnul Resmeriță este un personaj ca și dumneavoastră onorabil, eu așa-l consider. Absolut, în sensul în care trebuie să vă spun ca să înțeleagă populația de ce, doar o clipă, sau, dacă pentru vreți, că... venim și facem o emisiune unde eu sunt prezentator și dumneavoastră este sunteți invitatul. Este politica postului și cei care ne privesc trebuie să înțeleagă că există Consiliul Național al Audiovizualului, care spune că în absența unui personaj nu ne m-ați putem... M-ați informat. Mulțumesc v-am mult. Informat și amenziile sunt consistitoare și de obicei nu le plătesc invitații, le plătește postul. Atât m-ați informat. Mulțumesc mult. Acest amendament este scris, nu trebuie nimic explicat, este sau nu este. Acest amendament se votează sau nu se votează, da? Așadar, noi trebuie să înțelegem și retricurile acestor parlamentari, da? Adică una spunem și alta facem, dar nu este chiar așa și așa mai departe. Deci aici este responsabilitatea noastră. Responsabilitatea noastră este de a ne informa. Votăm pe cineva, trimitem acolo, însă noi trebuie să fim și participativi. Trebuie să ne implicăm constant. Tot ce se întâmplă, viața noastră, politica, este dinamică. Nu înseamnă că am votat aici, în circumstanțele acestea, da? În circumstanțele din 6-7 decembrie, acestea au fost circumstanțele. Viața se schimbă, condițiile economice se schimbă, da? Și atunci noi trebuie permanent să facem o verificare. Se întâmplă pentru noi sau se întâmplă contra noastră? Ne servește sau nu ne servește? Da, o să revin puțin la discuția anterioară, să vă spun că fiind democrație participativă, reprezentativă, ceea ce putem noi face ca presă și este, spunea să ne întrebăm ce putem noi face, iată, și se leagă de discuția anterioară a emisiunii, în acest studio de televiziune, așa imperfect suntem noi în general și eu în particular referitor la anumite atitudini,
au venit și s-au exprimat absolut liber, fără nicio condiționare, oameni din toate partidele. Independenți cum sunteți dumneavoastră, PSD, PNL, AUR, nu li s-a pus pumnul în gură, nu li s-a spus asta nu discutați, asta nu-i voie. Ceilalți au venit și au spus da sau nu suntem de acord sau ne-au reclamat la CNA că tot discutam. Dar cred că noi putem face asta, să lăsăm fiecăruia, inclusiv dumneavoastră, dreptul de a se exprima și de a avea un punct de vedere inclusiv foarte critic la adresa celorlalți. Ce part credeți că vreun partid, sunteți independentă, da? Credeți că vreun partid la această oră vă reprezintă? Sau preferați să rămâneți un luptător singuratic, ca să zic așa? În primul și în primul rând, chiar dacă sunt un luptător fără partid, nu aș spune singuratic, eu nu sunt singură, am un popor și am mii și mii de oameni care rezonează și cu care mă consult mai mult direct sau indirect, nu toate vin de la mine și nu toate se fac, îmi place să cred că suntem aici să ne ducem la capăt o misiune sau o menire și care să fie în sensul de a face mai bine decât ai găsit. Dacă asta este busola ta, cred că poți dormi foarte liniștit pe pernă și simți cu adevărat că ai avut o viață împlinită. Așadar, eu nu sunt singură, am mulți, mulți oameni cu care mă consult și tot ce spun eu la tribună, de aceea are succesul pe care îl are, pentru că este cu adevărat vocea oamenilor. Ei se regăsesc în ceea ce spun eu, pentru că încă o dată eu m-am consultat cu ei înainte să mă duc acolo. 1, 2, chiar și cineva care nu are partid, după cum am văzut acum 2 săptămâni în comisiile din Senat, Comisia pentru Energie și Comisia pentru Servicii, eu am depus o lege, legea patrimoniului al elementelor din industria energetică, care spune nimic din sistemul energetic nu se poate vinde cu o valoare peste 5 milioane de RON, adică 1 milion de euro, decât dacă este o lege peste, decât dacă este o lege în Parlament unde este dezbătută și Parlamentul votează că este ok să se vândă. Deci fără această aprobare a Parlamentului nu se mai poate vinde ceva doar prin semnătura unui om. Am și înregistrările de la comisii, domnul Daniel Zamfir de la BSD îmi spune: da, doamnă, asta este o lege bună, dar să știți că noi o să facem și mai bună, o să cuprindem toate companiile din România de interes național. Și o să facem noi o lege, adică PSD-ul și PNL-ul. Foarte bine că o să facă lege, de-abia aștept, mi-au promis că o vor depune sesiunea aceasta. Prin urmare, un singur om în Parlament nu trebuie nici 5%, nici 10% și nici 50%. Un singur om în Parlament a putut determina partidele mari să facă o lege în așa fel încât orice mai are România aceasta în termen de valori și un patrimoniu al statului de interes național să nu mai poată fi vândut prin semnătura unui singur om. Deci nu contează cât de mic ești, contează ce ți-ai propus și până unde ești gata să mergi. Da, apropo de mers, pe ultimele, mai avem 5 minute de emisiune ca să știți că aveți suficient timp. Lumea este îngrijorată, ați vorbit de energie, de faptul că nu au fost plafonate prețurile, că s-a liberalizat piața, da? Lumea este speriată de facturi. Suntem la începutul lunii octombrie, practic, de-abia acum se va simți frigul în apartamente până prin martie-aprilie. Credeți că totuși măsurile pe care le-au luat guvernul de reducere cu 50 de bani a prețului la combustibil, care e importantă, de plafonare totuși a facturilor până între niște limite, este adevărat, până la 300 de kW, așa mai departe, rezolvă situația? Nu o rezolvă și este bine că abordați această temă. Noi avem la Camera Deputaților, se va discuta acum, dezbate în procedură de urgență,
ordonanță de urgență a guvernului care spune că se reduce chiar această plafonare de la această limită de la 300 de kW la 255 de kW. Și atunci, din păcate, nu lovește în acei oameni care își încălzesc piscinele sau mai știu eu ce, pentru că acei oameni, bineînțeles că au de unde să plătească și peste 300 de kW. Din păcate, lovește în oamenii care, eu am avut experiența iarna trecută, am mers în Deva la oameni, cei mai vulnerabili, oameni, cazuri sociale, oameni în vârstă, care nu au avut bani să își pună o centrală pe gaz. Da? Acești oameni nu pot să facă decât să-și bage un reșo sau un calorifer în priză. Acești oameni depășesc această limită. Clar o depășesc. Sau oamenii care sunt la țară, dar au un boiler, au un hidrofor care scoate apa din fântână și așa mai departe. Acești oameni depășesc această limită, o depășesc. Și atunci, aici este problema. Bineînțeles că trebuie să avem un cadru, dar care îl cadru are, se potrivește cu realitatea? A mers domnul Ciucă, au făcut ei niște informări să vedem, păi, funcționează sau nu funcționează? Sau hai să vedem omul care depășește sau se încălzește cu energie electrică. Cum îl diferențiem ca să îl ajutăm și să nu intre în așa ceva? Dar, încă o dată, poate este un exercițiu de a ne trezi la realitate și a realiza că și această creștere de preț este una absolut artificială. Salariile din domeniul energiei nu au crescut de 6-7 ori. Nimic nu s-a scumpit. Ce s-a scumpit este acolo, la târg, unde s-a scumpit intermediarii și au intervenit altă cerere și alți jucători pe această piață. Poate ne trezim, poate românii se trezesc și spun nu. Spun nu la nivel local, spun nu la acel primar care distruge orașul, spun nu la acel președintele de la Consiliul Județean care nu a implementat niște programe care să funcționeze pentru zonele dezafectate ale județului, spun nu atunci când nu funcționează ceva, nu vine să-ți pună un contor de luni de zile și stai cu el 9 luni cu firul tras, dar fără contor, pentru că avem o firmă care are un contract cu Ministerul Energiei sau cu Transelectrica, care este singular și care nu poate fi obligat să își angajeze oameni și așa mai departe, ci poate fi amendat, dar ei fac atâția bani oricum încât pot să plătească amenzile și să funcționeze mai departe.